Salut! Azi la prânz Rania are somon cu brocoli, cu iaurt și cu fulgi de drojdie inactivă. Și hai să vedem dacă o să fie încântată și dacă o să-i placă. Ea a mai mâncat somon și a plăcut foarte mult, doar că l-am făcut într-o altă combinație. Hai să vedem dacă îi place și această combinație. Ce papi acolo, mami? Pap pește? Și cu broccoli. Da? După cum observați, i-am tăiat raniei bucățele. Le-am făcut așa fâșii, iar broccoli, după fierberea la oală, s-a făcut oricum foarte moale și nu a fost nevoie să-l blenduiesc. L-am făcut doar puțin cu furculița. Ce-ai făcut? Rania mănâncă foarte bine în ultimul timp, chiar foarte bine. Cere de vreo 3 ori pe zi papa, așa că încerc pe cât posibil să-i dau. Cam așa arată mânuțele Raniei acum. Pline de mâncare. Așa e, mami? Și papa Rania chiar orice îi dau. O să încep să-i fac și o supică de pui. Bunica i-a făcut tăieței de casă. Da? Așa e, mami? Și o să-i facă mama puțină supică. Nu știu dacă azi sau mâine, dar o să vedeți că o să păpăm împreună. E bun? Îți place? Ce zici de mâncarea ta? E bună? E bună, mami? Poftă bună! Poftă bună! Ia, iubirea mea! Da, și am dat la Rania foarte multe combinații. Nu mai respect un anume plan alimentar. Îi fac eu planul. Și văd că până acum n-am dat greș. Mă bucur chiar că nu am dat greș. Mă bucur că Rania papă din ce în ce mai bine. Și chiar o văd că se simte mult, mult mai bine de când papă. Și crește și altfel sunt și stările ei. Din păcate, sau din fericire, nu știu cum să zic, au început din nou dințișorii să ne iasă. Și, na, mai suntem cu stări proaste, așa-i, mami? Dar, na, ce să facem? Trebuie să crească și dințișorii. Să putem să păpăm bine, da? Și încerc din ce în ce mai mult ca să nu-i mai pasez așa de mult Raniei, să-i dau bucăți, pentru că se obișnuiește mult mai bine să mestece din câte observați. Ea chiar își mestecă mâncarea, nu doar o înghite. Când simte că are bucățele, mestecă. Da, iubita, nu mami. Și place peștele foarte mult. Somonul. Momentan doar somon i-am dat. Nu i-am dat și un alt fel de pește. Da, iubita mea. I-am făcut și supică într-o zi. Am făcut supică de găluște. Și am mâncat chiar foarte bine, a fost foarte încântată, chiar i-au plăcut mult. Și o să-i mai fac și alt fel de supe. Supe creme i-am făcut, vai, deci ale le adoră. Mai ales dacă au broccoli. Raniei îi place foarte mult broccoliul. Și îl mănâncă chiar foarte bine.
Bravo, mami, bravo! Bun, vă lăsăm, pentru că ea deja, în momentul de față, este foarte atentă la ceea ce spun eu și vorbesc. Și vreau să se concentreze mai mult pe mâncărică. Vă pupăm! Pa, pa!